Arte vizuale și abilități practice. Colaj floral, clasa 4. Autor, Florentina Vârtosu Tomă, expert RED în educație tehnologică. Colaj floral prin tehnici de lucru combinate cu materiale reciclabile în textile plastice lemnoase. Această resursă educațională corespunde competenței specifice 2-3 din programa școlar și anume realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile în urma desfășurării unor activități dominant manual, creative și ludice. Materialele necesare sunt materiale textile de culoare crem, galben, verde, hârtii gumate cu sclipici, auriu, maro sau roșu, sfoară, două bețișoare de bambus, creion și mărgeluțe. Uneltele de lucru sunt următoarele: foarfecă, perforator cu model de fluture, pistol de lipit cu baton de silicon. Etapele de lucru sunt următoarele: confecționarea suportului, realizarea pieselor componente, asamblarea și expunerea. Decupează o bucată de material textil de formă dreptunghiulară. Lipește un bețișor la capătul superior și altul la capătul inferior, ca în imagine. Îndoaie materialul pentru a forma un mic buzunar pentru bețișor și apoi taie surplusul bețișoarelor cu ajutorul cutterului, ca în imaginea de mai sus. Lipește șnurul pe verso cu ajutorul pistolului de lipit și iată, suportul este gata. Desenează cu mâna liberă o formă de petală pe o bucată de carton și apoi decupează cu ajutorul foarfecii și astfel ai obținut șablonul de petală. Desenează cu ajutorul șablonului mai multe petale pe materialul textil ales și apoi decupează-le cu ajutorul foarfecii. Așează petalele obținute într-o formă concentrică. Lipește petalele între ele cu ajutorul pistolului de lipit, astfel încât să obțineți o floare tridimensională. Punem lipit pe fiecare petală. Și pliem petala a forma un mic pliu. Punem foarte bine. Petalele le unim apoi prin lipire pentru a forma fluorescența. Putem uni 4 petale împreună pentru a forma o jumătate de floare. Și așteptăm să se usuce. Le lipim împreună.
Lipește la mijloc un ștras, un usturel sau o măgeluță decorativă. Și iată, ai obținut o floricică. Cu ajutorul foarfecii, franjurează un dreptunghi de culoare verde în fire subțiri, ca în imaginile de mai sus. Și iată, ai obținut firele de iarbă. Decupează două dreptunghiuri subțiri de culoare maro cu ajutorul foarfecii. Lipește pe suportul de lucru un dreptunghi vertical și pe celălalt dreptunghi lipește-l orizontal. Apoi lipește firele de iarbă în colțul stâng. Lipește floarea în colțul stâng și fluturașii printre firele de iarbă. Apoi decorează cu mărgeluțe. Felicitări! Ai reușit! Iată și alte idei expuse în turul galeriei. Îți mulțumesc pentru atenție!